Astăzi s-a deschis tabăra de sculptură brâncușiana de la Târgu Jiu după 2 ani în care, din cauza lipsei de fonduri, tradiția a fost întreruptă. La tabăra din acest an participă 7 sculptori din Târgu Jiu, București și Timișoara. Da, s-a reluat această tradiție. Mă bucur că încă o dată s-a demonstrat că la vremea respectivă am avut o idee foarte bună în ceea ce privește organizarea unei tabere de sculptură la Târgu Jiu, pentru că prin organizarea taberei am reușit să dăm orașului un alt aspect. Prin operele create la Târgu Jiu am reușit să înnobilăm cu mai multă cultură. Fiecare artist are la dispoziție 3 săptămâni pentru a-și pune în practică ideile pe un bloc de marmură. Astăzi artiștii deja s-au apucat de lucru. Lucrarea pe care vreau să o fac vine din zona figurativă. O să reprezinte un personaj puternic care o să fie ca un stâlp, o legătură între mediul terestru și mediul, mediul ceresc, na. Bun, în 3 săptămâni aveți, 3 săptămâni aveți la dispoziție. Credeți că veți reuși să finalizați lucrarea? Da. Bănuiesc că de stricat nu o să mi se întâmple tocmai mie. No, e o glumiță măruntă. Problema e următoarea. Fiecare dintre noi rămâne să descoperim acea formă ideală pe care ne-am imaginat-o sau ne imaginăm la primul contact cu piatra. O parte din creațiile celor 7 sculptori vor reveni principalului sponsor al acestei tabere, iar restul vor face obiectul unei expoziții pe insulița Jiului, acolo unde se vrea înființarea unui nou muzeu în aer liber cu creațiile artiștilor. Lucrările vor fi donate municipalității, iar amplasarea lor se va face undeva pe insuliță. Am făcut această propunere Consiliului Local pentru a crea un muzeu al sculpturii moderne. Tabăra de sculptură se va încheia pe 9 septembrie.